În Moldova ar putea fi administrată cea de-a patra doză de vaccin anticovid recomandată persoanelor în etate. O decizie în acest sens urmează să fie luată miercuri. Anunțul a fost făcut în această dimineață de Ministrul Sănătății la o conferință de presă. Totodată, potrivit autorităților, țara noastră se află într-un nou val de COVID, iar municipiul Chișinău a intrat în cod portocaliu de alertă epidemiologică, în timp ce în raioanele Ialoveni și Aneni Noi a fost instituit cod galben după creșterea infectărilor. Totuși nu este preconizată aplicarea restricțiilor pe teritoriul țării, a declarat ministrul. Potrivit Ministrului Sănătății, Comitetul Național Consultativ de Experți în domeniul imunizării urmează miercuri să se întrunească în ședință pentru a decide necesitatea administrării celei de a patra doze de vaccin. Vaccinarea persoanelor cu vârstă între 60 și 79 de ani și de asemenea celor cu diferite maladii cronice, care au un risc de a face o formă severă de boală. Între timp, municipiul Chișinău a intrat sub cod portocaliu de alertă epidemiologică, iar raioanele Ialoveni și Aneni Noi a fost instituit codul galben după creșterea infectărilor cu noul coronavirus. Alan Emerencu a precizat că în restul raioanelor se atestă cod verde de coronavirus. De asemenea, autoritățile menționează că se atestă și o creștere a cazurilor de import al noului coronavirus adus în țară, în special de persoanele care se întorc din vacanță. Numărul de cazuri înregistrate în ultimele 7 zile este puțin peste 49 la 100.000 de populație sau 1.853 de cazuri, 220 din ele fiind copii și 13 gravide. Unicul lucru mai grav este că s-au înregistrat o creștere mai considerabilă a numărului de decese. 14 decese în această săptămână, comparativ cu 3 săptămâna anterioară. Din 76 de cazuri de import săptămâna trecută, 19 sunt din Turcia, 15 Italia, 8 România, 4 Ucraina, Spania, Germania câte 3, celelalte țări câte 1-2, respectiv este o creștere destul de mare față de săptămâna precedentă. Recomandările și măsurile de prevenire privind infecția SARS-CoV-2 urmează să fie stabilite de Comisiile Extraordinare de Sănătate Publică Teritoriale din localitățile menționate, au mai punctat autoritățile din sănătate. Potrivit lor, deocamdată nu vor fi aplicate restricții pe teritoriul țării, chiar dacă afirmă că suntem într-un nou val de infectări. Estimăm că va fi o creștere până în mijlocul lunii august. După aceea, deci sperăm să avem o descreștere și să începem anul școlar cu o situație benefică pentru epidemiologică pentru copii. Autoritățile îndeamnă cetățenii să se imunizeze, precizând că în prezent sunt disponibile 300.000 de doze Pfizer, Sinovac, dar și Sinopharm. Până acum 1.063.425 de persoane s-au vaccinat cu schema completă, ceea ce reprezintă 31,49% din populația țării.